Vlădoiu e punctual la antrenamentele generației de aur și vrea să joace mai mult decât a făcut-o la Mondialul din 94. Lăcătușii are probleme înaintea meciului de săptămâna viitoare. Vlădoiu nu întârzie niciodată la antrenamentele de pe Arcul de Triumf, chiar dacă vine de la peste 100 de kilometri departare. Din respect pentru colegii mei, chiar dacă vin de la Pitești, drumul mi se pare atât de ușor încât vin cu mare plăcere. La ultimul antrenament, Lăcătuș n-a reușit să țină pasul și a fost lăsat în urmă de colegi. Gâlcă arată, ai impresia că acum s-a lăsat de un an de zile, nici măcar. Suntem așa 10 minute, eu dacă am jucat în America 3, am zis măcar 10 să rezist. Meciul generației de aur va fi pe 25 mai la Pro TV. Cine va face spectacol în teren? Probabil Hagi, că este cel mai bun din toate timpurile, după părerea mea. Toată lumea se bazează pe Hagi. Cel puțin eu mă bazez pe el.